Bună seara, dragii mei! Sunt tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Vărsător. Etalare pentru decembrie. Dom'le, cât a mai rămas? Jumate? Hai să vedem. Poate lucrurile deja se desfășoară, la alții se va manifesta mai încolo, dincolo de decembrie, la anul. În fine, foarte interesant ce s-a întâmplat. Au venit niște cărți care îmi confirmă că aveți să face cu un personaj. Haideți să vedem. Voi gândiți cine e acest personaj. În timp ce am amestecat setul de cărți, ce a venit? Ia uite. Fiți atenți. Regele de monede și trei de spade. Setul de cărți pe care îl folosesc la etalarea voastră. Clarificatorii pentru prezent ne arată Male Preot și trei de spade. Clarificatorii pentru trecut îmi arată, fiți atenți, Marele Preot și Regele de monede. Ce e aici? Unii dintre voi vorbim în acest moment sau vibrația unui bărbat intră în trei de spade, poate să fie al treilea semn de aer, puteți să fiți voi. Dar în relație cu cineva cu marcaj puternic în zodia Taurului, dar poate să fie și Fecioară, poate și Capricorn, în fine. Ideea este că pentru mine regele de monede reprezintă soțul sau tatăl. Male Preot, printre multe alte simboluri, reprezintă căsătoria. Așadar, trei de spade, evident, dezamăgiri. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? În trecut apare acest bărbat, care probabil că și-a dorit să se căsătorească cu voi. Posibil că este în trecut. Da? Poate este tatăl copilor voștri. Poate aveți de-a face cu un bărbat important sau, dacă nu important, căsătorit deja, eventual, ori un bărbat cu bani, cu o anumită autoritate. În continuare, în trecut, acest bărbat a dorit o victorie, o ceva nou, o victorie, asul de spade. Să comunicați, să creați ceva și să vă transformați viața. Dar, a apărut niște tăceri. Eremitul, a apărut niște probleme la care poate că ați lucrat, dar nu știu cât ați lucrat și ce s-a întâmplat, că în prezent apare dezamăgire. În mod special acestui bărbat. Poate voi sunteți dezamăgiți de ei, poate și asta. Dar totuși figura în sine masculină pare mai suferindă decât voi. Eu acum încerc să-mi pun cărțile la loc. Clarificatorii pentru prezent arată, într-adevăr, suferința în căsătorie și știu câțiva vărsători care chiar să pregăteze divorț, chiar de al doilea divorț. La capătul setului de cărți apare un copil. Poate aveți un copil în semn de foc? Poate. Dar poate să fie dorința voastră de a vă vindeca de niște secrete în relație cu fostul. Ia uite, soțul, soția, soția și soțul. Soțul și soția. Șase de cupe. O relație în care aveți deja copii. Dar sunt niște secrete, sunt niște frici, sunt niște dezamăgiri de care cel puțin unul încearcă să se vindece și să inițieze ceva nou. Eu mi-aduc aminte că la vărsător mi-a ieșit într-adevăr și m-am mai văzut așa în stânga-dreapta din ce știu că ceva se întâmplă în căsnicia unora. Dacă sunteți căsătoriți, pentru ea liberi, nu știu ce ar putea să fie, vedem cum adaptați informațiile. Iar pentru aceste de cărți, și am zis că nu mai fac preetalări, dar este necesar, a fost foarte șocant cum de fiecare dată a apărut. Sunt trei cărți care s-au repetat în fiecare din cele trei seturi de cărți. Deci acest tată, tatăl copilor voștri, sau acest personaj are copii cu cineva, acest personaj, semn de pământ, un mod special sau marcaj puternic, poate să fie ascendent în Taur. Oricine, dar ascendent în Taur. Poate să fie un bărbat cu bani, un bărbat cu poziție socială profesională sau, dacă nu e atât de important social profesional, am zis, este tradițional. Însă, e o suferință. La capătul setului de cărți este o aventură astfel de bute care creează conflicte.
Poate dacă voi vă separați de soț și unul și altul are un început. E dreptul fiecăruia să aibă un început, eventual. Sau aventura cuiva creează conflicte, suferință și intenția de a crea ceva nou într-o altă direcție. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, dacă X, el ia, s-a dus cu altcineva, ce pot să fac decât să mă refac viața? Pentru că apare 7 și cu 1, 8. 8 înseamnă transformare. Da? Cineva e doritor să plece înspre o nouă direcție în care se simte acasă. Se simte iubit, iubită în cazul în care a fost trădat. Da, ai 6 de monede care arată un 3 persoane. Da? 3 persoane care pot să fie, eu știu, obligații. Vedem. Dacă nu-i soțul vostru, e un personaj cu care aveți de-a face, care intră în această etalare. Hai să vedem totuși situația. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, uite că acum am văzut, am deschis la 33, trebuie să învățați să vă vindecați prin dragoste. Da, mi-am adus aminte că și aici apăruse, uite, e cu fața în sus. Am avut un an atât de, nu știu cum a fost anul vostru, dar un an atât de obositor, atâtea responsabilități. Unde era? Mai era 10. Aici 10, 10 înseamnă încheiere de ciclu, dar ați văzut și voi dacă ați fost atent. Așa, 10, da? Dar e un obiect ascuțit, e o suferință. Eu am mai spus, eu asociez cartea asta puterii, femeia și leu. E un cuplu în care există tot timpul lupte, strădanii. Unul am senzația că e deja împietrit. Pare mai degrabă o sculptură. Unul e împietrit și aduce suferință celuilalt, care este viu. Unul e viu și altul e împietrit. Dintr-un anumit punct de vedere, metaforic, evident. Și apare această coasă, nu muzei moarte, că nu e, e 10. Accidente, poate, suferință, cu siguranță. Că am văzut și 10 de spade și 3 de spade de mai multe. O suferință, cu siguranță. Dar 10 este încheiere de ciclu. Intrați acum într-o nouă manifestare. Dacă învățați lecția corect, nu se repetă manifestările anterioare. Cu alte cuvinte, dar ia uite, 1, am scris la 1. Cu alte cuvinte, dacă sunteți totuși înțelepți, puteți să vă bucurați de un nou ciclu total opus celui vechi, care a adus suferință. Soarele nu venu să ascendem o dumneavoastră învărsător. Decembrie aproximativ. Sfârșit de an, să zicem. Sfârșit de an. Vărsător. Situația voastră. A 19 numărul soarelui în tarot, dar aici este turnul. E o clădire care pare destul de veche, este să, probabil la un moment dat, va fi dărâmată în turn. Un sentiment de izolare, dar apare și 19 fiind semnul soarelui în tarot, ar fi și 9 și cu 1, 10, iar un nou ciclu. Dacă ieșiți în acești 4 pereți, în această construcție rigidă, fără lumină, ia uitați, are câteva ferăstrui și 19 semnul soarelui, al trezirii, al căldurii. Ups, aici e grasie deja. Zic. Poate unii sunteți într-o clădire veche, într-o căsnicie, într-o relație veche. Și relația cred că face grasie, adică ce emoții în pământ, în ziduri, apă în ziduri. Stabilitatea asta deja a adus prea multe lacrimi, prea multă suferință. Da, aveți nevoie de soare. Și unul și celălalt, nu doar unul. Ambii. Pentru că ambii a stat în adică, nu știu, toți cei, poate nu doar ambii, poate și copiii, poate și rudele, poate și prietenii, toți cei care au stat în această clădire, în această construcție, în această
S-au bucurat la un moment dat cândva de această relație. Da? Ia uite patru, apropo de clădire. Patru, acasă. Patru e numărul împăratului. Dar ia uite ce e aici. Dușmani. Dușmani mari. Însă apare. Da. Cinci este arborele genealogic. Marele preot. Bărbatul. În fine, vedem. Dar, iar apar transformări cu această cruce. Transformări și cineva încearcă să-și mențină credința într-o relație destul de toxică acasă. Posesivă, obsedantă, sufocantă, dragii mei, un vărsător sufocat mai rar. Dar dacă permite mult timp așa ceva, de dragul părinților, de dragul copiilor, de dragul imaginii, nu știu, cred că la un moment dat explodează, că turnul ăsta reprezintă o explozie, o lovitură, un trăsnet. Este tipicul Uranus. Eu, așa, eu asociez turnul Uranusului și vărsătorului. Interesant, aici s-a oprit la sacrificii. 44 iar. Și 0. Un nou ciclu. Ia uite și eliberare. Sfârșitul ăsta de an. Ia că așa. Ancestorii, dar a venit invers. 2 și cu 6, 8, transformare. Rămâne de văzut, a mai venit. Fiți atenți la zodia opusă, vouă a apărut la leu, ancestorii. L-ați văzut cum s-a răsucit în fața voastră. Ia uite și secrete. Bă, eu este un adevăr ținut în secret. E un adevăr familial. Băi, ce chestie, apropo, fiți atent. Nu știu, poate aveți și planete sau aspecte. Ascultați și zodia opusă vouă, pentru că dacă aveți ascendent în vărsător, zodia care reprezintă relații de lungă durată este leu. Și acolo iar e o problemă. Dar Saturn vă guvernează, și Saturn și Uranus, Saturn care reprezintă karma. Și Uranus care reprezintă și lumina, dar și separările bruște, distrugerile, care sunt necesare pentru a se recrea ceva sub o altă formă, mai luminoasă, apropo de 19. Sunt niște secrete. Eu pun cartea în picioare, dar uite, o pun așa pe o orizontal, ca să totul să nu uit că ea de fapt a venit invers. Dar sunt niște secrete. Cineva ține secret o energie feminină. Poate cineva încearcă să blocheze o energie feminină. Poate... adevărul este că cineva iubește și mai are și responsabilități. Am înțeles. 33 iar apare. Schimbarea și puterea. 33 și 11. Wow! Și 19 iar. Responsabilități, scop. Cu alte cuvinte... Cel puțin o persoană implicată în această poveste are multe responsabilități. Familie, job, chestii grele, hard. Da? Dar apare, la un moment dat, și dragostea într-o anumită formă. A voastră, a altora, nu știu, a cui. Dragostea. 20. Care aduce renaștere. Ăsta e adevărul. 44. Transformare, renaștere. Ambele reprezintă scorpionul într-o anumită formă, deși vorbim de vărsător. Ce se nevoia de a transforma, de a alchimiza, de a renaște. 22. Vedeți aici se crapă. Deocamdată cineva ține în secret o iubire, un adevăr. Asta e adevărul, că cineva iubește. Dar adevărul ăsta va exploda la un moment dat. Pentru că nu se poate să mai rețină această... Eu așa simt. Nu se poate să mai rețină această dragoste în secret, în condițiile în care acesta este adevărul, de fapt. Dragostea este adevărul, nu convenția
pe care posibil o trăiești într-o anumită formă. Căsătorie, familie, energie tradițională. Poate nu sunteți toți căsătoriți, da? Am zis, aici vorbim nu doar despre zodia vărsătorii, cei care aveți lună, Venus, nodul nord, ascendent. Eu am planete în vărsător, nu sunt căsătorit, așa, dar... Bine, deocamdată nici nu știu ce legătură are cu mine, dar vedem. Dacă eu am vreun mesaj în etalarea asta sau mesajul doar pentru anumiți vărsători dintre voi. Hai, că uneori mai primim și noi în etalările voastre, că toți sunt colective și generale. Așa, mesajele, selectăm. Nu uitați să selectați, că nu toate sunt pentru voi, uneori sunt toate, altele nu. Dar cine ascultă până la capăt, eu zic că învață destul. Hai să vedem, dragii mei, soare, lună, Venus, ascendent. Iar am vorbit mult. Nodul nord, învățător. Decembrie, sfârșit de decembrie de an 2022. Ce apare aici? Ia uite. Magicianul și valetul de purpe. Dorința de a exprima ceva. Cineva știe că dacă exprimă, apropo de adevăr, începe să se manifeste în realitate altceva nou. Cineva își dorește să exprime emoțiile. Apropo de dragoste și adevăr, care n-au fost exprimate, au fost ținute în secret, da? Băi, deci aici este Anubis, nu-i de glumă. Nu-i de glumă. Mai citiți și voi despre Anubis, despre misteriile egiptene. Așa sună foarte frumos. Ia uite, o dragoste care e în așteptare. Regele de cupe. Ar vrea să investească, dar nu știe ce să facă. Hai, încă o dată. De două ori. De trei ori și tăiem. Ia uite. O dragoste refuzată, iată, iar secrete. O dragoste refuzată din niște motive... Și în secret apare stresul. Băi, cine m-a pus să refuz? Când de fapt eu doream dragostea asta, ceva de genul. Păi, responsabilitățile te-au pus să refuzi. Șapte de monede în trecut. Regele de cupere revine. Și patru de bâte. O casă, apropo de patru. O iubire foarte profundă cu regele de cupe. Și o așteptare. O așteptare precaută. O să clarific. Poate unii dintre voi în trecut v-ați întâlnit, ați creat un anume tip de relație, nu obligatoriu să fie casă aici, nici familie. E o relație faină, pasională, dinamică. Cu un personaj care simte foarte multe în acest context. Dar ar putea ca în alt context acest personaj să fie obosit de atâtea muncă. Înțelegeți? Sunt două. E ca și când acest... Vedeți? Înțelegeți? Cu unii oameni pur și simplu ne simțim minunat din prima. Cu alții, cât am muncit și cât am oferit, tot nu merge. Tot mai e ceva. Tot. Tot timpul scârție lucrurile. Asta. Și nu are nicio legătură, nu poți să vinovățești pe unii și pe alții chiar așa la infinit. De multe ori este foarte important să-ți cunoști harta astrologică și sinastria și dacă știi, înțelegi un pic. Zici, bă, ce să-i cer dacă nu se potrivesc planetele, dacă nu se potrivesc, ce să-i cer? A, că n-ai știut de la început, asta e. Hai să clarificăm șapte de monede. Șapte de monede. Clarificăm șapte de monede. Aveți semn de pământ, fecioară în mod special. Poate
poate să fie și Capricorn în Taur, apoi Peștrac Scorpion și apoi semn de foc Berbec Leu Săgetător. Dacă vă place, eu nu mă fixez la așa ceva, dar vă place uneori. Ia uite, 7 de spade și 7 de monede. Cineva ascunde felul în care ba face bani, eventual. Sau... Pentru că e casa 7-a relațiilor. Poate ascunde dragostea, că tot am văzut secrete. Dragoste, interesant. Nu, se crede adevăr. Cineva ascunde adevărul. Adevărul este că iubește. Dar, repet, are responsabilități. Și totuși e atras de un personaj, ia uitați aici, Cameleonul. 33, e un număr simetric. Aici este 11-11, da? Tot simetric. Doi oameni care se simt bine, foarte diferiți, dar se simt foarte bine împreună. Aici este puterea celor doi. Acest personaj este deja pus să aleagă. Poate sunteți voi, poate ia cineva din preajma voastră. Dacă nu sunteți voi îndrăgostiți în afara sistemului în care ați trăit, persoana din preajma voastră e îndrăgostită în afara... tradițiilor. Regele de cupe, te rog frumos, clarificăm. Ia uite. Iar apar îndrăgostiții. Și 6 de băte. Interesant, e un personaj care a fost investit să atragă succesul. Care a fost creat să atragă succesul. Și nu doar atât, atrăgând succesul, și atrăgând atenția, va atrage și vouă atenția, eventual. A venit în viața voastră acest personaj. Ia stai să mai vedem. Dar apar îndrăgostiții 6-6 și iar împăratul, personajul acesta puternic, care nu știa că va suferi, credea că totul e în regulă, așa cu viața pe care o avea. Dar în momentul în care a apărut dragostea, au început să apară și ei. Da? Regretele. Grijile, stresul, strategiile, așteptarea, dorința de a cuceri, de a se bucura de... 4 de bâte. Clarificăm 4 de bâte. Și când vorbim de regi, înțelegeți că în principiu sunt regii energii masculine, deși pot și femeile să le aibă. Regii sunt energii fixe față de reginele care sunt cardinale, sunt mai dinamice. Da. Oh. 4 de bâte, ia uite, alt 4. 4 de spade și cavalerul de cupe. E o altă investiție. Nu investiție, investire. Aici e o chestiune care ține de profesie, de felul în care cineva își folosește pasiunea, energia. Și aici este o întâlnire, vedeți? Poate nu e același, poate e același personaj. Personaj tot pe cal alb. Interesant, dar putea să fie același personaj. Dar care în fața voastră a avut armură, doamnelor, eventual dacă sunteți aici, ascultați. A avut o armură. Nu a arătat exact cine este, eventual. Așa simt. Armura asta nu lasă să se vadă pelerina roșie. Aici voi aveți, doamnelor, haina roșie, aici ei au haina roșie. Cu alte cuvinte, atracție fizică foarte mare între voi. Iar e roșu și roșu, da? Roșu și roșu. Pasiune foarte mare între voi, dar la un moment dat nu a fost mai reținut. Din motive, repet, poate profesionale, poate tradiționale, poate din cauza că am mai fost rănit. Niște chestii.
Acușica, cavalerul de cupe și patul de spade. Da, cineva a pierdut. A avut de suferit și apoi s-a întâmplat întâlnirea. Care a dus bucurie. Un anume tip de renaștere. 4 și cu 4 e 8, transformare. Mai dăm o carte pe 7 de spade. Ia uite, îndrăgostiți. Și împăratul, pe care am văzut mai devreme. 7 de spade mai dat. Îndată. Na, nu mă așteaptă. Asul de bâte, aici este. Pasiune, am zis. Pasiune. Asul 4-6. Și 6 și 4 se oglindesc într-un anume fel, vedeți? Bine, aici e 4, 6 și 4. 6 și 4. Se oglindesc. Da, apare mincinosul 7 de spade în devenire. Era în trecut, era în devenire, încă nu era chiar așa de mincinos. Dar când a apărut această pasiune și această atracție, a trebuit să, vedeți, să ascundă cine este. Aici este, apropo de secrete, să-și pună o carcasă, să-și pună o armură, să țină în secret energia feminină, care a venit cu cupa, cu sufletul deschis și cu atracția. Cum? Când eu am o relație pentru bani, o relație stabilă sau am niște afaceri sau am niște chestii financiare, vreau să zic, chestii financiare aici. Și atunci, pentru financiar, ascund și dragoste și pasiune și tot, a? Până când? Până când? Iată, regina de spate, judecata. Hey. Cineva învață să judece. Altfel, eventual. Ah, care ar mai fi mesajul? De ce ai ascuns? Ca să nu fie judecat. Să nu fie arătat cu degetul. Mi s-a făcut rece. Voi să-mi dau un pic. Să fac o lecuță cald. Probabil că în relația respectivă, aceea convențională, s-a făcut rece. Ea că au picat iar turn. Au picat cărțile pe jos. Și ce văd? Stres, griji în prezent. Stres, griji. Dragii mei, vărsători și vărsătoare. Mă, dar mare setul ăsta de cărți. Nu mă așteptam să fie așa de mare. Așadar, vedeți? Dorința cuiva de a se încălzi și m-am dus și m-am aprins de-a drumul la căldura. Într-o relație rece, acasă era rece, aici era armura. Da, trist. Hai să vedem în prezent. Doi de bute, alegeri. Păi, alegeri. A venit asul de bâte și acum ce faci, bre? Cât poți să mai minți? Cât poți să mai ascunzi? Că iubești, că-ți dorești, ăsta e adevărul. Ești om. Judecată. Ți-e frică de judecată? Și regina de spade. De obicei balanță, dar poate să fie semn de aer. Însă, aici e judecata și regina de spade. Băi, vreau să am mintea pe umeri încă, în această alegere pe care trebuie să o fac. Poate că sunteți chiar voi. Hai să ne mai gândim la cealaltă persoană. Hai să vedem voi. Poate voi vreți să alegeți. Iar între relația care stați pe loc și încă alta mai dinamică, care vă permite expansiune, poate, vreți pur și simplu să fiți singuri, nu neapărat cu cineva și să călătoriți, să vă extindeți universul. E tipic pentru vărsători, săgetători. Și de înțeles, cine nu înțelege problema lor. Sunt oameni care pur și simplu au nevoie de aia. Hai să nu mai judecăm. Harta astrologică a fiecăruia arată ceva, da?
niște nevoi. Când nu vă înțelegeți, trebuia să fi știut de la început harta astrologică. De-aia pe vremuri și mai ales indienii studiază harta înainte. Ca să nu apare surprize. Știți că trebuie de făcut o alegere foarte importantă și nu doar alegere și planuri, adică, hai, alegerea, alegerea. Dar și planul și intrat în acțiune, pentru că doi de bâte e gata, gata să înceapă o călătorie. Cu alte cuvinte, să se extindă. Hai să clarificăm noi de bute. Poate și voi aveți de ales între două persoane, există și varianta asta. Regina de spade sugerează pe cineva cu marcaj și cu judecata chestiuni care țin de judecătorie, de tribunale, de notariat, poate pentru unii sunt diferite mesaje. Doi de bute. Doi de bute. Odată. De două ori, de trei ori. Ia uite, iar apar îndrăgostiți, 10 de cupe. O dragoste euforică. Despre care cineva, deocamdată nu vorbește prea mult, mai degrabă urmărește. Își urmărește stările. Asul de monede, ce interesant. Poate semnul de pământ are de ales, că tot am văzut Taur, Fecioară, Capricorn. Poate acest personaj are de ales. Poate acest personaj a întâlnit pasiunea și acum își dorește să aleagă această bâtă și să creeze ceva stabil. Dacă e chestiune de amor, este foarte posibil. Dacă este de business, iar e normal să nu spui adevărul chiar de la început, când lansezi afacerea. Nu că altfel ți se fură ideea. Iar și lucrul ăsta e de înțeles, dar până la un punct. Oricum, oricine ar fi, voi sau altă persoană din preajma voastră, există în această perioadă dorința de a începe ceva nou, ceva valabil, durabil, valoros, special. Și deci tot rotund este și globul și asul de monede. Acum o asociez chestia asta. Afacere online de-a lungul globului sau care permite călătorie sau un job, poate cineva vrea să-și caute un job peste hotare sau în altă parte, să-și exploreze niște potențiale sau să fie mai aproape de iubi-iubi. Poate. Dau variante, vedeți, nu sunt toate pentru voi, doar unele. Da? Asta de monede. Am zis, poate vreți să fiți singuri și să vă găsiți job în altă parte, dreptul vostru. Să renașteți. Să vă provocați mental cu regina de spade. Cu orice început, provoacă mental regina de spade. Că, na, vrea să fie isteață. Clarificăm judeca. Așa. E o chestiune totuși de dragoste. Clarificăm judecata în prezent. Odată, de două ori, de trei ori. Ia uite, călătorie, 2 și 3 de... 1, 2 și 3, ce evoluție? Și 4. Judecată, extraordinar, 10 de monede. 10 de monede, familie sau job, sau când zic familie, mă gândesc la neamul vostru, sau căsătorie. Versus ceva nou. Acolo, în acel loc, în acel job, în acea căsătorie sau în acel neam, în acea cultură, bine, da, acolo se proiectează niște judecăți. Băi, că dacă faci cu tare lucru, ești de-a lui diavolul. Ia uite, 7 de monede. 7 de monede. Din cauza asta, acest personaj trebuie să aștepte, trebuie să fie defensiv, poate va și lăsat. Astea sunt secretele lor din copilărie, sunt niște trădări. Ce mai vedem?
de care a încercat să plece. 6 de bâte, 8 de bâte să renască. Ia uite, la 2 de... Revenim la 2 de bâte. Dar sunt conflicte iar. Clarificăm regina de spade. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite turnul. Evenimente neașteptate. Dar o trezire dincolo de confuzii. Că ce? Ia uite. Regele de cupe. 8 de cupe. Împărăteasă. Asul de cupe, măi. Asul de cupe și 4 de monede. Cineva ține la o nouă dragoste. Ține foarte mult la o nouă dragoste. Pământ și apă apare. Ia uite. Și regele de cupe, semn de apă, pești, drag, scorpion, ar vrea să meargă înspre taur, iar balanță, dar sunt confuzii. Însă confuziile astea sunt spulberate de un eveniment neașteptat care aduce separare. Acușica, hai să vedem regina de spade ce înseamnă. Un blocaj. 9 de monede. De bâte, pardon. De ce? 9 de bâte. Sunt conflicte. Ha, interesant. Mai dăm o carte. Conflicte din cauza atracției fizice foarte intense, magnetismului dintre două persoane. Zic două persoane că nu știu dacă sunteți voi sau persoana cu care aveți de-a face. Atracția fizică dintre două persoane creează conflicte și bariere. Pe de o parte, e această atracție cu conflictele sale și cu, eu știu, concurența. Pe de altă parte este această regină de spate. O figură rece, distantă. Apropo, cum a fost mie rece? Rece, cald și rece, cald și rece. Dar e interesant că între cele două energii este acest gard. Obstacole, blocaje. Oh, ce simt! Ho-ho! Pentru unii dintre voi, această regină de spade ar putea să vă reprezinte ori pe voi, ori persoana implicată. Unul încearcă să reziste acestei atracții, pentru că aceste conflicte pot să fie și interioare, nu doar exterioare. Da? Încearcă să reziste atracției fizice sau faptului că există un cuceritor prin preajmă. Și cum rezistă? Creând granițe și fiind mai rece, mai distant. E o tactică. De ce? Pentru că e o familie aici care judecă. Și repet, când zic familie, poate să fie neam. Apropo de ancestori, o, da, că tot a venit invers. Da. Străbuni, strămoși, actuali, rude. Da? Poate să fie și, că am văzut regele de monede, soțul sau soția. Ceva, ceva se întâmplă acolo. Hai să mai clarificăm totuși că e vorba de prezent. Asul de monede. Uahaha, trei de cupe. Triunghi amoros. Și totuși iar cineva rezistă. Încearcă să refuze dragostea pentru că cine se respectă nu vrea să stea în trei de cupe. Ia uite, nu. Regina de bâte invers. Un personaj care e bărbat, femeie, nu contează, vedeți? Aici e femeie, aici este bărbat. E o chestie sexuală aici. Zic chestie că puteți să-i deveniți voi, variază de la om la om. Poate să fie un personaj mai predispus sau mai deschis, da? O regină cu capul în jos, ca să nu zic picioarele în sus, vă dați seama ce ar putea să fie, da? Sau ce creează trei de cupe.
Și totuși apare un refuz. Ai punere la loc, e că ele iau te îndrăgostiți. Clarifică masul de monede. O dată. De două ori. De trei ori. Știți ce? Ia uite, moarte și renaștere. Acasă? Eremitul semnul fecioară iar apare? Oh, de două ori cu Venus. De două ori. Caută lumina. Interesant, aici este steaua. Caută lumina, speranța, fericirea. Într-o casă, patru, apropo de patru, dar posibil că pentru asta trebuie transformare. Aplicați cum vreți acest mesaj. Repet, vreau să... Mi-este uneori așa de greu să fiu neutră în exprimare, să nu creez scenarii. Pentru că acest cavaler, repet, se aplică diferit la fiecare ascultător. Acest 10 de monede la fel, acest as de monede la fel și la fel toate cărțile. Nu uitați că este foarte, am zis că tai, da? Este foarte versatil tarotul și foarte complex. Așadar, ia uite, 8 de monede. Da, cineva vrea să-și găsească un nou job. Probabil 8 și cu 1, 9, să fie independent, să nu mai depindă de familie, de căsătorie, de soț, soție sau de mamă, tată, neamuri. Da. Să renască dincolo de influențele ancestorilor, străbunilor, da, tradiționale, ca să se poată bucura de un buzunoiasul de cupe. Mai dăm pe 8 de monede? Ia uite, studiază. Deocamdată, poate învață limbi, poate studiază unde să-și depună CV-ul, chestii de genul ăsta. Aici sunt niște chestii mai practice. Însă, hai să vedem. Ia uite, da, vrea să-și construiască viața, cavalerul de monede. E un cavaler foarte determinat. Unul dintre cei mai determinați. Da, și cel mai încet, dar și cel care e cel mai sigur. Clarificăm 10 de monede. O dată, pe judecată. Vă gândiți, poate să fie judecata voastră de trei ori. Ce să fac? Cum să fac? Ia uite, unii poate aveți probleme financiare. O chestiune legată de secrete din copilărie sau frici din frica din copilărie, frica de abandon. Implementată eventual de familie. Ia uite, 8 de cupe. N-ai, cineva vrea să lase o familie în spate. Se simte judecat acolo, prea judecat. Cu alte cuvinte, neînțeles. Da, vezi, aici era un cavaler în armură. A trebuit să-și schimbe. Și 7 de spade, cel care e versatil. 8 de cupe merge către ce? Oh, mai dăm o carte pe diavol. Ah, eram sigură. Este asul de bâtă ăsta, obsedantă, atracția asta. Am zis, cavalerul de bâte și 5 de bâte este o atracție teribilă, magnetism de imposibil de descris. Repet, nu știu dacă sunteți voi sau persoana cu care aveți de-a face. Tec, 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 tec. Și poate oamenii îi consideră player, jucători, du-te vino. Poate îi consideră toxici. Iar e o chestiune de judecată sau mai bine zis prejudecată. Și atunci Iaca, Roșcovanu, zic și eu Roșcovanu că roșu înseamnă sex printre altele, sex, pasiune, sexualitate. Cu ochii albaștri, eventual vers, ține în secret. Încearcă să, da, această energie feminină. Iar ea se ascunde într-un anume fel.
Hai. Viitor, 9 de monede care este și în prezent. Se continuă. Regele de monede. Cineva încearcă să reziste aceste atracții. Eventual aruncându-se într-un nou job, în bani, ia uite, 8 de monede, 8 de monede. Sau sunt două aspecte, să nu mai unim, pentru că sunt aspecte, domne, banii sunt banii, familia e familie, deși uneori sunt împreună, sexul e sex, da? Deși uneori și asta se pot interfera, intersecta. Ia uite și turnul, un mod neașteptat ce? Se despade dezamăgirea care creează granițe personale. Dorința de a începe ceva nou. Cu alte cuvinte, un ceva nou. Ia, vedeți aici cărțile? Da. Mai încolo. Ceva nou care duce către fericire. Dar trebuie să înveți să pui granițe personale în fața celor care te dezamăgesc. Sau un anumit tip de separare, veți trăi și veți vedea, poate deja o trăiți, poate urmează să o trăiți. Un anumit tip de separare, poate să fie la locul de muncă sau între voi doi sau între voi și cineva, aduce într-adevăr suferință. Dar suferința asta e o lecție, o provocare. Nu mai las suferințele și chestiile astea așa pur și simplu. E o provocare de creștere. Acușica, hai să clarificăm. 9 de bâte. Acolo stă cam în aer pe masa asta. 9 de bâte și regele de bâte. Regele de bâte care din acest diavolaj devine rege. Din cavaler, interesant. Acest personaj din cavaler ajunge rege. Cu alte cuvinte, vrea să fie mai stabil. Eu, pasiunea asta creează și dorință de stabilitate. Nu e chiar așa un fling sau o flacără, o scânteie. Nu e chiar așa. Că de-aia e și diavolul. E obsedantă. Clarificăm 9 de bâte. Pentru hoțete odată. Justiția. A zis că acest personaj vrea să fie mai corect? 9 de bâte apare și aici cu cavalerul și regina de spade. O vede pe această doamnă mai rece și o vreau. Da? Dar cum să fiu cu ea? Că ea mă desconsideră, mă consideră un du-te vino. Sau eu știu ce. O regină și un rege, până la urmă. Doi oameni asumați, în principiu. Și asul de cupe, măi, asul de cupe. Ce frumos dacă ar fi soția mea. Dar mai vedem. Justiție, da. Justiția poate să reprezinte și un divorț. Am zis, l-am dat la regina de spade. Sunt mesaje diferite. Clarificăm regele de bâte. O dată. De două ori. De trei ori. Sau cineva cu marcaj în zodia balanței. Balanță și 9 de bâte. O balanță care rezistă. Balanță și 9 de bâte. Bine. Mai stricăm o dată. Regele de bâte o dată. De două ori. De trei ori. Iau, pe trădare. Marele preot. Mai, regele de bâte chiar vrea să fie căsătorit. Interesant. Și unde s-a oprit la lume? Vreau un nou capitol în viață. Iau, ce-a zburat, bre! Vreau un nou capitol în viață. Clarificăm 8 de monede.
în viitor. Știe că pentru acest nou capitol trebuie să muncească. Wow, ce este asta? Ce e ciudată carte. Ce? A, turnul, pe care l-am văzut în celelalte de cărți. Ia uitați. Nu, nu. L-am văzut aici, în asta. Deci se va dărâma bine vechea construcție, că tot avem aici turnul. Asta e, divorțul aduce și probleme financiare și atunci personajul e conștient că trebuie să-și caute un loc de muncă înainte sau, eu știu, deja și îl caută, deja a fost în discuție divorțul într-o anumită formă. Sau pur și simplu separarea faptică, nu neapărat legală, dar cred că la un moment dat va fi. Ia uite, asta clar, cu marele preot care înseamnă căsătorie și justiție care uneori înseamnă și căsătorie, uneori înseamnă căsătorie sau divorț și cu turnul care înseamnă separare, justiția și turnul înseamnă separare, clar. Da? De această relație, de relația tradițională. Sau eventual de cultura, de familia din care vine. Dacă nu e vorba de căsătorie, este familia din care vine. Cu alte cuvinte, pasiunea cuiva atrage, să zic, evenimente neașteptate și dramatice în sensul de transformare. Despre cărțile acestea, turnul, o să vorbesc în câteva zile, foarte important. Și despre diavol am de vorbit, n-am vorbit tot anul, trebuie să vorbesc acum la sfârșit. Stați pe aproape pentru că sunt niște lucruri de aflat. Clarifică în justiția. Mai dăm o carte pentru justiție. Da, iar șapte. Începem cu șapte de monede și terminăm cu tot cu șapte de monede. Dar aici personajul nu mai stă. Nu, își ia moneda. O monedă. Bă, m-am mulțumit cu atâta. Mă mulțumesc cu o monedă ca să am unei investii în cripto. Currency. Da? Parcă așa se zice. Ce m-am săturat de relația în care muncesc, în care am atâtea, nu mai am pasiune, atâtea blocaje, vreau ceva nou. Și alegerile se fac acum. Planurile. Căutările, eu știu, de job, de ce-o fi. Sunt opțiuni, iau-te, regele de bute iar apare. Și l-avem și aici. Sunt opțiuni, sunt confuzii, dar își dorește schimbare de energie. S-a săturat, asta e relația karmică. Pentru mine, patru de monede e relația karmică. Vrea să încheie relația karmică pentru că, iau-te, lună și secrete, nu se poate așa ceva, iau-te. Faetonul, rac, poate să vă spună ceva pentru unii. Și pește apare într-o anumită formă. Dar e o situație, iute, care se stă pe loc și cine stă acolo pe loc s-a cam săturat. Are nevoie de adevăr în primul rând. De adevăr. Măi, ăsta e 8. Casa 8 a scorpionului, moarte și renaștere, nu? Și nu uitați. Frumusețe, dragoste, renaștere prin 20. 2 și 20. Clarifică marele preot. Iar am vorbit, dragii mei, odată. De două ori. De trei ori. Conflictele care sunt în prezent se vor așeza la locul lor. Se vor așeza, se vor calma. Steaua. Ce mai simt? Că acest personaj are atâta pasiune pentru voi încât ar vrea să fie căsătoriți cu voi. Dacă sunteți steaua, e semnul vostru. Al unora, nu, da. V-am zis, eu nu asociez arcanele majore cu zodiile. Și nici celelalte, nu. Dar în principiu e vorba de vindecare în neam, apropo de cartea care a venit cu ancestorii, în neam, în familie, în cultura din care ați venit, acolo e nevoie mare de vindecare. De karmă, interesant că apare karma sub forma justiției.
și să investiți în altă parte, într-un alt loc. Voi, ei, cineva. Dar frumos ar fi dacă ia uite, cavalul de bâtă, vrea să zboare, aproape să zboare într-o nouă direcție. Către regina sa de bâte, care în acest moment nu mai e cu craci în sus. Glumesc, asta e. E foarte exclusivă. E doar pentru un singur bărbat. Aceasta este adevărata regina de bâte, nu cea care a apărut mai devreme. Aia a fost o păcăleală, o iluzie. Acușică, clarificăm și Taur. O dată, de două ori. A, vă deranjează când vorbesc și eu mai popular, așa? Mai zic și eu. Craci. A, regina de monede. 8 de monede, regina de monede. Separare, da. Că am început cu regele de monede care suferă și regina de monede care se uită interesant la asul de monede pe care e aici. As și 8 de monede, regina de monede și 8 de monede. Posibil cineva, da. Vrea să muncească. E și separare de soț-soție, că regina de monede este mamă-soție, dar este și dorința cuiva de a avea afacerea sa proprie. Afacerea sa proprie. De ce? Pentru că e inspirat de persoana iubită, aș spune, eu așa zic. Inspirat de persoana iubită. Cavalerul de spade vrea să se lupte. Stea cu toți de pământ. Ia uite. Da, ia uite. 8 de monede, iar se repete. 8 pe 8 și iar avem 8. Muncă, muncă și iar muncă. Bine, tot așa munca mai apropie la... Parcă pe la rac. Dar nu e vorba de asta. Într-un moment neașteptat, vorbim niște vești legate de... Ia uite. Care echilibrează. Ia uite, vești care aduc adevărul și dragoste. Ce frumos! Ia uite și abundență! Nu știu, posibil la locul de muncă vor fi niște chestii faine la un moment. Dacă ar fi strict să vorbim de bani, ia uite. Mai, împăratul și împărăteasă. Pereche super puternică. Care manifestă succes, da. Cât ați înțeles? Eu zic că ați înțeles tot. Și uite și doi de cupe! Mai, farsătorii. Aveți și voi dreptul să vă îmbrățișați, nu? Că prea zice lumea că sunteți reci. Nu sunteți toți reci. Depinde de planete. Ia uite. Doi oameni care lucrează de la egal la egal. Va fi în viitor. Probabil mai pe la anul. Mai ales că tower-ul ăsta, turnul, mai spre la anul se va manifesta. Dar e ceva interesant. Într-un mod neașteptat, cineva vrea să vină să lucreze cu voi sau voi vă duceți, aveți niște revelații referitor la locul de muncă, cum să faceți bani, veți fi apreciați. 8 și cu 1, 9, ia uite, sub toate forme, 8 și cu 1, 9, 9, 9, independență. Cine lasă contractul, familia respectivă, care? Da. Și investește în altă parte, e moneda asta. Da, 7 și cu regina de monede înseamnă 8. 8 și cu regina de monede înseamnă 9. Facem așa, o lecuță de matematică. Dar toate vorbesc despre independență și separare. Separare. Și toate vor reechilibra altfel decât v-ați obișnuit. Situația se va manifesta adevăr, dragoste. Ia uite, și stabilitate. Dar o persoană va trebui, cel puțin o persoană trebuie să rămână în urmă. A voastră, a lor, ia uite, de acasă, iar 10 de monede, sunteți nebuni. Nu sunteți, of course, nu. Da. Și reconstrucția. Da, eu zic că în principiu ați înțeles, nu cred că am vorbit în altă limbă, eu zic că am vorbit românește și cât s-a putut de clar. Cine nu înțelege, probabil are probleme cu înțelegerea. Mai sunt și eu un pic răutăcioasă, hai să vedem. Răutăcioasă, chiar sinceră. Și cine nu înțelege ce se întâmplă aici, problema sa. Am zis, nu e etalare personală, e etalare colectivă și eu trebuie să-mi aleg cu mare grijă, totuși, cuvintele să fiu totuși neutră. Vedeți? Și voi. Mesaj de la înger pentru vărsător soare, lună, venus, ascendent, lună, dar vărsător. Hai să vedem. Că s-a făcut ea o oră, ca la Parapește, am vorbit. Extraordinar!
Măi, deci nu se poate! Deci sfârșitul ăsta de an se lasă cu pupături, cu declarații extra, 20 declarații. Declarații, declarații, ia uitați aici, 20. Aici frumusețe, dragoste. I love you. Iubiți-vă pe voi, dar cineva vă iubește, clar. Și posibil și voi. Dacă iubiți, declarați. Eventual, foarte posibil, cu cavalerul de spade, cu ce mai, nu știu. Veți auzi de o declarație. Sau persoana respectivă vă spune că iubește pe voi sau pe altcineva, nu știu, e ceva de, eu zic, vorba că e de voi totuși. Eu zic că e de voi, că I love you. Nu uitați că aceste cuvinte sunt foarte puternice. Dar, dragii mei, spuse în adevăr. Cine minte că iubește, e prins cu macarana, nu așa ceva. Asta așa, bun pentru karmicii care mai ascultă întâmplător. Și am vorbit de karmi și apare relații karmice. Ia, aveți răbdare. Măi, trebuie să aveți răbdare. Aici este mesajul. Aveți răbdare. Că ceva frumos se va desfășura în timp, se va dezvălui. 17, numărul stelei, dragii mei. Aveți răbdare. Hai, sfătulețe. Și că dați-vă timp la o baie, respirați, meditați. Să nu racuri pentru unii, știm că așteptăm. Ia uite, fiți real, aici sunteți voi vărsători toată ziua. Dacă sunt vărsători care nu sunt real, sărăcuții, nu știu ce planete au, pe unde au. Da. Lucrați cu emoțiile voastre, cu sentimentele voastre, încă un sfătulețe dacă tot am lungit-o atâta. Ia uite, keep your heart open. Păstrați-vă inima deschisă. Și găsiți-vă echilibru. Echilibru eventual începe financiar, începe emoțional. Da. Sper că v-a plăcut, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau.